În toamna acestui an se va putea circula pe autostrada A7 de la Focșan la Buzău, asta chiar dacă două dintre loturi au ca dată de finalizare anul 2025. Am depășit toate obstacolele care le-am întâmpinat pe cele două loturi care acum se află în faza de execuție de la Ploiești la Buzău. Drept pentru care nu cred că mai sunt elemente, cel puțin în prezent, care să ne ducă cu gândul la o întârziere pe execuția acestor două loturi. Pe lotul 3 al autostrăzii A7, care din păcate a tot fost amânat peste un an și jumătate din cauza unor contestații, vor începe lucrările la 1 martie. A mie îmi pare extrem de rău că la sfârșitul acestui an ar fi trebuit să circulăm de la Ploiești la Buzău, dacă, să zicem, se întâmplă și cele două loturi de mijloc, 2 și 3, fără întrerupere. Dacă în vara anului 2022, soluția pe care noi am dat atunci, exact asta, această companie a fost dată câștigătoare din vara anului 2022. Această soluție n-ar fi fost întoarsă de vreo 3-4 ori, de diverse decizii ale CNSC-ului, curților de apel și așa mai departe, azi eram în situația la fel ca cei de pe lotul 1 și 2, să se termine în acest an, să fie dat în circulație și acest lot. Cine plătește pentru chestia asta? Domnii ăștia de la CNSC? Răspunde-i cu ceva? Eu îmi doresc ca antreprenorii să se mobilizeze așa cum au asumat și prin contractul de execuție, ca în octombrie să fie gata ambele loturi. Diferențele între ele sunt foarte mici în procentele stadiului fizic, unde sunt în grafic, pot fi finalizate, ar trebui să aibă undeva un procent de execuție lunar de aproximativ 8%, astfel încât în octombrie să putem să le recepționăm și să le dăm în circulație. Deci tot ce ține de A7, având în vedere că de la 1 martie se intre și pe acest ultim lot, n-am nici cea mai mică emoție. Nici cea mai mică emoție. Autostrada A7 Ploiești-Buzău-Focșan-Bacău-Pașcani are o lungime de 319 km. Proiectul este divizat în patru secțiuni: Ploiești-Buzău cu o lungime de 63,25 km, Buzău-Focșan cu o lungime de 82,44 km, Focșan-Bacău cu o lungime de 95,9 km și Bacău-Pașcani cu o lungime de 77,39 km.